Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Mă bucur să vă mai văd încă o dată. V-am urmărit de multe ori pe internet și m-am bucurat. Am și aici copii și am venit să îi mai vizitez o dată. Nu știu dacă voi mai veni, dar dorința mea este să ne întâlnim în cer, dragi. Și Domnul să ne binecuvinteze cu această dorință. De aceea spune Petru în cuvintele lui: dați-vă și voi toate silințele. Să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința și așa mai departe, înfrânarea și toate lucrurile acestea. Dar Petru aceasta ne îndeamnă și pe noi, cuvântul Domnului, să ne silim și noi, dragi. Suntem în ultimele zile. Este o cântare că îți spune că ultimii pași, nu știm cum va mai fi, nu știm cât va mai fi, dar știm un singur lucru, că cuvântul Domnului ne spune: fiți gata. Amin. Fiți gata, că nu știți când va veni stăpânul vostru. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Eu doresc în această dimineață și am o durere așa în inimă, știți, să facem o rugăciune pentru copiii noștri care nu mai vin la adunare. Pentru cei care și-au ales o altă cale. Știți, eu am găsit nu oameni, păstori, care au spus: acum nu e mai ca în vremurile trecute. Dar am zis: cum e, mai frate? Cum e? Că Biblia e tot așa, mai frate. Acum e mai liberă calea. Așa spune unii, eu nu zic așa. Știi ce zic? Eu zic ce spune cuvântul Domnului. Domnul Iisus spune: nevoiți-vă să intrați pe calea cea strântă, că multe căi și multe căi se par omului bune. Multe, omul de multe ori zice: bine și așa. Dar este o singură cale și asta e strântă și dreaptă. Doamne, ajută-ne! Am auzit cuvintele care s-au dus înaintea mea, frate, și m-a bucurat de ele. Spunea frate că, zice că să nu spunem ce nu trăim. Și bine, apostolul Pavel spunea că nu îndrăznesc spun ceva să zic ce nu trăiesc, dragi mei. De ce oare ne spune cuvântul Domnului? Voi care sunteți în frunte, voi care știți cuvântul Domnului, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, că aia care mai șchiopătează, să nu mai șchiopăteze, să vadă că voi mai areți drept. Doamne, ajută-ne la cea. Doamne, ajută-ne ca noi care predicăm, noi care vorbim cuvântul Domnului, să croim cărări drepte. Că vai, mulți sunt care șchiopătează, mulți sunt care s-abat din cale și își aleg o cale mai ușoară. Și așa-i bine. Nu-i bine, dragul meu, nu-i bine. E bine să trăiești cum scrie Biblia. E bine să te îndrepți cuvânt viața ta după cuvântul Domnului. Că așa spune Biblia: cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna trebuie să ne îndreptăm, dar nu numai tineri, și noi mai bătrâni. Și noi trebuie să ne îndreptăm după cuvântul Domnului, că și vrăjmașul în vremea asta așa e de șiret. Și dă târcoale, și dă târcoale și caută chiar pe aleși. Ea, ca să îi rupă, să-i îndrepte, să-i smulgă de pe calea lui Dumnezeu. Și apoi vedeți dumneavoastră că acum și tineretul, mă uit de multe ori prin multe biserici, parcă și-au ales o cale așa și nu le mai place să fie smeriți înaintea Domnului. Că voi, tinerilor, fiți smeriți și apoi împreună cu cei bătrâni, spune Biblia, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Pentru că ne demnăm, dragii mei, la dragoste și la fapte bune, că viața aceasta noastră trece. Acum am fost eu tânăr ca voi și acum sunt om mai în vârstă și am copii și am nepoți, dar le spui de multe ori: viața asta așa trece de repede, așa se duce de repede, de aceea trebuie să ne pregătim și să nu ne legăm așa de lucrurile astea, dragi.
să nu ne legăm. Cuvântul Domnului spune că să căutăm lucrurile de sus, nu alea de pe pământ. Dar noi de multe ori suntem îndreptați să căutăm lucrurile astea de pe pământ, să căutăm să ne facem să fim cât mai confort, să trăim cât mai bine. Eu vreau să vă spun, am văzut la unii așa niște lucruri, așa, prin apartamentelor, prin stărilor și caut acum ca să meargă, să mai vizioneze ceva, să mai vadă, că așa spune proverbiul, că ochii ăștia nu se satură de văzut. Așa spune, nu? Nu se satură ăștia, tot mai mult vreau să vadă. Și am zis, măi, vouă, nu vă mai trebuie raiul, mă, că vouă, sunteți bucuroși cu ceea ce aveți aici. Dragii mei, toate astea le lăsăm aici. Toate le lăsăm aici și ne ducem. Le ducem și aici le lăsăm. Dar dacă sufletul nostru e împăcat cu Dumnezeu, ne ducem acolo într-un loc unde spune Domnul Iisus, v-am pregătit un loc. Că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Doamne, dă-ne biruința aceasta. Doamne, leagă-ne de Tine, Doamne. Așa cum spune un poet de cântare, leagă-ne, Doamne, pe toți împreună. Leagă-ne cu lanțuri care nu pot fi rupte. Ăsta e lanțul dragostei. Lanțul dragostei care nu se poate rupe, dragii mei. Atunci nu mai poți să-l vezi pe fratele tău că e rău. Nu mai poți să-l bârfești, nu mai poți. Și știi ce faci? Vezi așa cum scrie acolo Biblia. Fiecare să vadă pe fratele său mai presus decât. O, Doamne, ajută-ne la aceasta. O, Doamne, dă-ne puterea aceasta. Noi suntem modulari unii altora, dragii mei, și e bine ca atunci când un modular sufere, toate să sufere, să simtă. Când un modular e bolnav, păi dacă te doare un deget la mână, nu simte tot trupul, tot trupul simte. Că e modular în trupul acesta și noi suntem modulari în trupul lui Hristos. Și spune cuvântul Domnului că ochiul nu poate să zică mâinii că n-are trebuință de ea. Păi nu poate să zică. Nici piciorul nu poate să că n-are trebuință, că suntem legați, dragii mei, și avem trebuință unii de alții. Noi suntem trupul lui Hristos și Hristos e capul. Slăviți să fie numele Lui. Domnul să ne binecuvintează la aceasta. Eu doresc ca să amintesc ceva din cuvântul lui Dumnezeu, după care să ne ducem să ne rugăm și am amintit ceea ce vreau să ne rugăm și cauza care vrem să o aducem. Aș vrea să ne rugăm pentru copiii noștri care s-au depărtat de Dumnezeu. Amin. Care și-au găsit o cale mai largă. O cale în care pot să meargă și fără batic, cu haine mai așa, cum nu-i potrivit, cum scrie Biblia, că zice că femeia să se îmbrace în chip uvincios, așa zice Biblia. Dragii mei, toate lucrurile astea sunt după Biblie și noi nu trebuie să ne luăm după altceva, după Biblie. Că Biblia e cartea aceea care i-o spus la Iosua, cartea aceasta, să nu se depărteze de tine. Să o citești, să o trăiești, să o împlinești. Și atunci vei avea izbândă, dragii mei. Nu după nu știu ce, că în vremea asta s-au ridicat și proroci mulți care ne spune și așa e bine, dar du-te la Biblie. Și vezi dacă e bine. Du-te că ăsta e ghidul cel mai minunat. La Biblie, dragii mei. Așa spune Biblia. Domnul Iisus spune, băgați de seamă că în zilele din urmă se vor ridica proroci mincinoși, învățători mincinoși și vor înșela pe puțini. Pe mulți, dragii. Doamne, ai milă să nu ne înșeli. Ai milă și dă-ne lumină, Doamne. Luminează-ne mintea noastră, așa cum spune Petru, în amândouă epistole caut să vă trezesc mintea voastră sănătoasă. Doamne, trezește-ne mintea noastră. Nu eu să vă trezesc, Dumnezeu să ne trezească. Că El poate să ne trezească mintea noastră sănătoasă, să putem să deosebim voia lui Dumnezeu, cea sfântă și plăcută, dragii mei. Aceasta este voia lui Dumnezeu și haideți să citim ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune aici în Corinteni, în 1 Corinteni, capitolul 15, primele versete. Vezi ce spune aici cuvântul Domnului. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel zice, degeaba ați crezut. Nu eu am scris cuvintele acestea, dar nici nu eu le-am zis, ci Pavel.
Pavel acela care a spus, călcați pe urmele mele. S-a putut să spună, călcați pe urmele mele, că cât a fost el prigonit, niciunul nu a fost așa prigonit. El a putut să spună, călcați pe urmele mele. Domnul să ne ajute să călcăm pe urmele lui. Și uite ce spune cuvântul Domnului, că el zice că să păstrăm această credință așa cum am primit-o. Doamne, ajută-ne! Vai, mult să mai ridică și așa e bine, și așa e bine. Nu e bine, dragul meu, e bine așa cum scrie Biblia. Și Domnul să ne ajute la așa asta, și Domnul să ne binecuvinteze. Eu vreau să spun, eu cum am primit credința, eu așa vreau să o țin. Și zice, eu vreau să ajung acolo unde mi-a promis Dumnezeu. Și de ce să-mi alterez eu credința? De ce să mă iau eu după unul de obicei? Păi pot să zic că și păstorul și cine vrea, că zice că acum nu-i mai ca cum a fost înainte. Dar cum e, măi, frate, păstorule? Cum e? Păi uite-mă că așa e Biblia, măi omule. Doamne, luminează-ne mintea noastră și fă să înțelegem voia ta care este desăvârșită și care este sfântă. Și Domnul să ne lumineze și să ne facă să înțelegem care e voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este întotdeauna sfințirea noastră. Sfințirea, sfințirea. Păi de ce zice în Apocalipsa acolo, ultimul verset din capitolul acela, zice cuvântul Domnului, cine e sfânt, tot să mai sfințească. Tot trebuie să ne mai sfinți, fraților. Uite că tot trebuie să ne mai sfinți. Și apoi zice că cine e rău să răiască. Doamne, nu lăsa să ne răim niciunul, să facem rău. Și tot să ne sfințim, ca să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, pentru că cuvântul Domnului spune că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci vrea mai degrabă să întoarcă la Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu ne-a chemat la mânie, fraților, așa spune cuvântul Domnului, că El nu ne-a rânduit la mânie, ci El ne-a rânduit ca să fim copii al lui Dumnezeu, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ne spune, fraților, voi nu sunteți în necunoștință ca ceilalți. Și voi sunteți în cunoștință, voi cunoașteți, voi sunteți în lumină, zice cuvântul lui Dumnezeu. Voi nu sunteți în necunoștință ca ceilalți, ca să vă prindă ziua aceea așa. Nu. Dar dacă ești în lumină, nu te prinde ziua aceea așa, ca pe aia care spune că va veni ziua așa și va prinde ca un hoț. Așa scrie Biblia. Ziua aceea zice că va prinde ca cum vine un hoț să fure. Dar cuvântul Domnului ne spune prin Apostolul Pavel, fraților, voi nu sunteți în necunoștință de aceasta. Voi cunoașteți, voi sunteți în lumină, voi sunteți aceea care Dumnezeu vi s-a descoperit. Și atunci nu trebuie să vă prindă ziua aceea și voi, trebuie să fiți oameni ai luminii. Și apoi, mai la vale, spune cuvântul Domnului că Dumnezeu nu ne-o rânduit la mânie. Dar la ce ne-o rânduit? La slavă și la binecuvântarea Lui, să fim odată în împărăția Lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Dragii mei, doresc ca, nu vreau să mă duc mai departe, pentru că vă spun, am o durere în inimă și aș vrea să ne rugăm pentru copiii noștri. Nu ducem nimic cu noi. Soția mea s-a dus din lumea asta și nu a luat nimic cu el. Toate le-a lăsat acolo. Dar copiii îi ducem cu noi, dragii. Moștenirea aceasta care ne-a dat-o Domnul. Dumnezeu ne-a dat o moștenire și ăștia trebuie să-i ducem înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a dat, eu am zis, Doamne, Tu ne-ai dat, eu ți-i dau ție, Doamne. Doamne, ai milă de ei și ne rugăm zi și noapte. O zis Ieremia, dacă ne-ar fi capul plin cu apă să plâng pentru poporul tău, n-ar fi destul. Oare de ce l-a durut pe Ieremia așa pentru poporul lui Dumnezeu? Și merea Ieremia și le spune, băi, oameni buni, fiți atenți, faceți așa și așa. Asculta, dragi. Se duce și îl cheamă pe Ieremia și îi spune, uite, du-te și roagă-te Domnului pentru noi că te vom asculta. Și când i-a spus Domnul ce să facă poporul lui Israel, o să zică el, minți! N-auzi, dragi. Doamne, nu ne lăsa să avem o inimă împietrită și fă să avem o inimă deschisă. Și așa cum amintea frață, nu știu care din frați, de astăzi să luăm o hotărâre că ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și vom fi mai mult legați de Dumnezeu și vom căuta întotdeauna să avem o legătură cu Dumnezeu, ca ziua aceea să nu ne prindă ca un host, dragii mei, și în ziua aceea să fim treji.
când se va auzi acea trâmbiță, că spune cuvântul Domnului că întâi vor învia cei morți, apoi noi cei vii vom fi transformați la clipeală, dar când se auzi acea trâmbiță, s-o aud și eu, dar s-o aud și tu. Amin. Vrei lucrul acesta? De aceea hai să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciunea asta și să rugăm, Doamne, luminează-ne mintea noastră. Trezește-ne, Doamne, la viață. Fă-ne să te așteptăm, dar nu numai așa, cu amândouă mâini să te așteptăm și să spunem, vino, Doamne. Că spune cuvântul Domnului că Duhul și mirea să zic vino și cine aude ce să zică? Vino. Dar dacă nu, dacă nu suntem chiar pregătiți, parcă zicem, Doamne, mai stai un pic. Mai stai că, așa spune cineva, mai trebuie să-mi mai căsătoresc ficiorul, mai trebuie, da. Nu știi tu, dar știi că mai trăiești și mâine? Știi că mai trăiești și mâine? Nu poți să știi. De aceea spune cuvântul, astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu zice că mâine, astăzi, nu-ți împietri inima, deschide-ți inima și îndreaptă-ți privirile spre El și hai să ne rugăm lui Dumnezeu, vă rog să vă ridicați în picioare cu toții și să ne îndreptăm privirile spre Dumnezeu și așa cum am amintit să ne rugăm, să aducem înaintea lui Dumnezeu și cauza tinerilor noștri, copiilor noștri și apoi să ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul să ne lumineze mintea noastră, inima noastră, viața noastră și să ne punem în tot stare după voia Lui.